Valentino. Good evening. Great to see you again. How you doing, buddy? How are you? Good to see you. So, Valentino, thank you for riding it up onto the stage. Looking very smart, as always. What's your first impression, then, of this brand new T-Max DX? First of all, hi to everybody. So, I'm very happy to ride the T-Max, to be the ambassador of the new model, because I am a great fan of the T-Max, and I always use in my place, in Tavuglia, and it's fantastic. It's great to ride, at the same time, it's comfortable, easy, so I pass on the T-Max all my summer, Phantom Trace with the MotoGP. So this one is the new, I don't know, I have to try, still to try, but from there to here, it's very good. That's good, okay, maybe you'll be one for a bit longer, I don't know, I'm just assuming, maybe I'll see you. No, I hope that one, mine, next year. Okay, we hope so. Bun găsit, prieteni! Cu o seară în urmă am participat la una dintre cele mai interesante lansări ale momentului. Yamaha și-a prezentat modelele surpriză pentru sezonul 2017, punând accentul pe motocicletele de competiție. Pentru că în ediția trecută a raliului Paris-Dakar, piloții Yamaha au terminat pe locurile 5-6. Yamaha a pregătit un model surpriză 450 Dakar, motocicletă cu care speră o plasare pe podium după ani de dominație a producătorului KTM. Aceasta este motocicleta cu care Helder Rodriguez va participa în ediția 2017 și după ce a fost prezentat acest model, am fost făcut să visăm, pentru că au adus în scenă unul dintre viitoarele modele de serie așteptat de toată lumea, deocamdată aflat la stadiul de prototip. O motocicletă de stradă, de 700 de centimetri cub, pentru iubitorii ieșirilor în natură. După ani de zile de dominație în cele mai importante raliuri ale lumii și în special în Paris-Dakar, Yamaha a fost detronată pentru o perioadă de KTM. Acum, în încercarea de a reveni pe podiumurile competițiilor importante, Yamaha a prezentat în primul rând un prototip. Este vorba de o viitoare motocicletă de stradă echipată cu noul motor de 700 bicilindri pe care îl are toată gama MT din acest moment. 700 cm cub, 2 cilindri paraleli. Motocicleta este propusă publicului, așa cum face întotdeauna Yamaha, și urmează să apară probabil în 2 ani ca motor de serie. Continuând seria parteneriatelor strategice începută cu Shinya Kimura și Roland Sands, Yamaha a realizat împreună cu Abarth, firmă cu experiență în competiții de peste 60 de ani, primul cafe racer din familia Faster Sands, dezvoltat pe platforma modelului XSR 900. Noul model completează gama Sport Heritage realizată de Yamaha, fiind produs în numai 695 de unități, purtând amprenta designerilor italieni și ADN-ul motocicletelor sportive Yamaha, fiind echipat cu motorul deja vestit, cu 3 cilindri în linie, tehnologie Crossplane, care dezvoltă 115 cai putere la 10.000 de rotații pe minut.